mare ce este. Iese la joc, probleme și 1-0. Gol! Gol marcat de William Galas, nu, este offside, păcat de reușita lui Galas, un gol spectaculos cu călcâiul. Galas marcase și împotriva Tunisiei. Ia să vedem dacă a fost offside. Da, portarul fiind ieșit din poartă, devine ultimul jucător, cel de pe linia porții, cel care... Ribery, trage Ribery, reține destul de sigur acolo portarul Ceng, l-am văzut ezitând la câteva șuturi de mai devreme acum, însă n-a avut probleme. Era bine pentru Ribery dacă reușea cumva să prindă un pic pământul. Cu spatele la poartă, Evra pentru Gurcuf. Gurcuf își face spațiu pentru șut, însă Ceng a anticipat bine. Nici șutul lui Ioan Gurcuf nu a fost unul foarte periculos. Vă spuneam, s-a accidentat în martie la Arsenal și a absentat bună bucată de vreme de pe teren. De altfel, a venit la Naționala Franței incomplet refăcut. Iată-l. Mai ales pe ultimii 20 de metri. Cu siguranță vom vedea o echipă a Franței modificată substanțial în această repriză secundă. Probabil îl vom vedea și pe Thierry Henry pe teren. Asta încerca să ne sugereze și regizorul acestei transmisiuni. L-am văzut și pe Mathieu Valbuena. Domenech dă interviuri la pauza meciului. Cu siguranță va fi mitraliat și după această partidă, indiferent de rezultatul jocului, pentru că vă spuneam, Domenech nu are o presă bună. De când a venit la Naționala Franței nu a fost văzut cu ochi buni și lucrul ăsta se întâmplă de 6 ani. Partea bună pentru el e că mutat în Reunion acum și apoi în Africa de Sud, nu știu dacă va vedea pe tarabe chiar L'Echipe și France Football și ce mai citește el. Sau mă rog, ce mai obligat să citească atunci când e în Franța. Djibril Cissé, ușor de recunoscut întotdeauna. Ce sezon a avut și Cissé la Panathinaikos. Golgheterul campionatului Greciei, 23 de goluri marcate pentru Panathinaikos. Lei noi sau lei vechi? Și dacă nu va fi gol, nu-i bai. Deng amână schimbarea, a cerut time-out ca la basket. A făcut semn că mai ține și faza asta. Lovitură liberă pentru chinezi, într-adevăr Deng execută și este gol! Ce surpriză! 1-0 pentru China, marchează Deng, omul pe care selecționerul Gao Hongbo tocmai se pregătea să-l scoată de pe teren. O greșeală mare a lui Hugo Lloris, dezamăgire și pe echipul capitanului Patrice Evra. Ce surpriză! China conduce Franța cu 1-0, incredibil. Are toate șansele să devină o replică trademark pentru lumea fotbalului. Lasă-mă un pic, mai vreau să mai dau un gol Franței. Asta s-a întâmplat cu Deng, a mai stat un minut pe teren, a dat gol Franței. Mingea Jabulani să fie de vină? Ce zici, de vina, da, Hugo Lloris de vina tot pe Jabulani. E drept, a luat o traiectorie foarte ciudată mingea și iată gestul balonului și la culorile pe care le au. Mă întreb dacă nu cumva sunt câțiva canadieni de la hockey astăzi pe teren, pentru că sunt impresionanți chinezii la modul în care se sacrifică. Minge acum ce a fost trimisă de Thierry Henry în afara terenului după pasa lui Diaby. L-a văzut bine Diaby pe Henry, n-a reușit însă să pună capul așa cum și-ar fi dorit Henry. Vrea să o șteargă mai mult. Vorbeam de Valbu. Scoate extraordinar portarul Ceng. Rămâne 1-0 pentru China. Eroul acestei partide este Ceng. Sigur, și Deng Joxing, cel care a dat golul, va avea. Deng și Ceng, Deng și Ceng, oamenii cu care China vrea să scrie istorie.
Corner pentru Franța, pierzi în fața Chinei. Mă rog, Franța are jucători experimentați. Este la un pas de 2-0. Ping Zhu, ce ocazie au avut chinezii. Și una dintre echipele cu ofensivă tare la această ediție a mondialelor. Și nu numai ofensivă, ai o echipă chiar foarte bună, Uruguayul, da? Iar Mexicul, care iarăși nu mi-aduc aminte un mondial în care Mexicul să fie... Mari scoate la margine, curge frumos faza francezilor. Gignac, șutul lui Gignac și din nou Zheng Cheng. Dar câteva zile înainte de mondial pare prea riscantă. Superbă execuția lui Thierry Henry, a la Remy Boniatski, așa. Chinezii oricum și-au propus să inventeze fotbalul Kung Fu pentru a își revigora echipa națională. Și au toate șansele să reușească. Încă o dată o reluare superbă cu acest top al lui Thierry Henry. Imediat însă, nu știu dacă e foarte inspirat la ce a jucat Gurcuf în această partidă, însă este un specialist al loviturilor libere. Gurcuf aruncă mingea careu și ocazie de 1-1. Van Giang, extraordinară șansă de egalare a francezilor, însă numărul 4 din naționala Chinei, Van Giang, este erou în țara lui pentru această intervenție. S-a terminat meciul, naționala lui Raymond Domenech huiduită de 8.000 de fani, una dintre cele mai mari surprize, dacă nu cea mai mare surpriză din amicalele jucate înaintea mondialului din Africa de Sud. China bate Franța la ea acasă cu 1-0, gol marcat de Deng din lovitură liberă. Au fost pentru dumneavoastră Mihai Brașoveanu și Bogdan Pasăre. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere!